Pe mine vă rog să mă iertați, dar eu am rămas cu materialul acela de la capricii. Cu Antonio și Roberto, când spunea Antonio că el pune pariu că dacă ar fi fost afară, Maria ar fi ieșit la un date cu el și când ar mai fi avut pe telefon, pe chat, pe un messenger, încă, cel puțin încă unul, doi cu care ar fi vorbit și probabil că ar mai fi ieșit cu ea la întâlnire. Deci, pe cuvântul meu de onoare, pe mine mă uimește foarte tare Antonio și are 30 de ani. Eu cred că clasa 9-a, 10-a maxim să fi făcut ceea ce spune el, pentru că undeva, nu știu, de la 20 de ani, începi să te măturisești, să-ți fie rușine să mai faci lucruri de genul, că nu prea te vezi bine, ieși cu unul la întâlnire, cu altul vorbești pe Messenger, mai e și cu ăla a doua zi, adică nu prea e ok pentru o femeie și nici pentru un bărbat să facă lucruri de genul. Eu nu știu cu cine a ieșit el până acum, cred că cu fete maxim până în 20-21.